Cel mai mare dar care îl poate face un om altui om este să se împarte cu cunoștințele sale și cu experiența sa. De ce eu cred că cei de vor veni la BizPower vor avea doar avantaje, fiindcă o să înveți ceea ce nu scris în cărți, dar ceea ce este viața. Eu aștept să întâlnesc multă lume interesantă de la care să învăț. Aștept să văd mulți tineri care de regulă au foarte multe idei, dar mai puțină experiență. Și la o combinație corectă a acestor doi factori, eu cred că 1 plus 1 poate face mai mult decât 2. Eu voi povesti despre importanța brandului și a culturii corporative. Lucrez pentru o companie germană care are o prezență multinațională, globală, deja de aproape 20 de ani. De ce cunosc lucrurile astea nu din cărți, dar din viață. Este ceea ce fac eu în fiecare zi. Știți, lansarea unui brand este compus din foarte multe lucruri mărunte, dar foarte importante. Și anume despre aceste lucruri mărunte eu voi povesti și sper eu să cei care vor veni la workshop să găsească multe lucruri practice care să le poată aplica imediat în lucrul său. Aștept să văd oameni curioși, perseverenți, cei care înțeleg că construirea unui brand nu se face peste noapte, dar presupune o muncă de zi cu zi, o muncă de furnică. Poți ruina tot într-o noapte, dar dacă dorești să construiești ceva durabil, sustenabil, trebuie să muncești mult. Și de aceea invit pe toți care doresc să muncească și să contribuie la lansarea unui brand de succes. It's time to share.